La mulți ani, România! Se spune că atunci când te naști, primești necondiționat de la Dumnezeu toate lucrurile de care vei avea nevoie în viață. Sărbătorim în aceste zile 103 ani de la nașterea României Mari. Putem afirma negreșit că și ea a primit de la Dumnezeu absolut tot ceea ce are nevoie. Având rădăcini adânci în istoria getodacilor și preluând moștenirea romană, neamul nostru și-a păstrat continuitatea pe aceste meleaguri de-a lungul viacurilor. N-am uitat niciodată cine sunt părinții noștri și îi cinstim pe aceia dintre ei care le-au fost căpetenii. Pe Decebal, pe Ștefan cel Mare, pe Mihai Viteazu, pe Avram Iancu sau pe Alexandru Ioan Cuza. Deși norii care au trecut peste acest popor de-a lungul secolelor au adus adeseori furtuni, când valuri de popoare migratoare s-au abătut peste aceste locuri, am rămas neînfricați și neclintiți. Ne-am retras în locuri mai ferite, dar ne-am păstrat identitatea. Sprijinul nostru cel mai puternic, firul roșu al istoriei și al vieții românilor, l-a reprezentat credința nestrămutată. Bisericile și mănăstirile vechi de sute de ani stau ca mărturii tăcute ale spiritualității românești. Cântecul din al clopotelor însoțește omul în cele mai importante momente ale vieții, iar croițele ridicate amintesc crecătorilor de izbânzi. Oameni plini de înțelepciune au educat și condus poporul acesta în vremuri bune și în vremuri grele. Îi cinstim pe fiecare, ne cinstim neamul și ne onorăm istoria. Dincolo de un neam demn de credință și fapte eroice, România a mai primit un dar neprețuit. Natura și toate resursele ei aducătoare de viață. În locul în care ne aflăm acum, pe Valea Bistrei și pe Valea Barcăului, natura îi oferă omului tot ce și-ar putea dori. Munte, pădure, râuri, ape minerale, dealuri acoperite de vii, șesuri numai bune pentru a fi cultivate. Într-un cuvânt, abundență. Frumusețea patrimoniului natural, cultural și spiritual de pe Valea Barcăului și Valea Bistrei încântă inima locuitorilor și a celor care ne vizitează. Întâmpinați de căldura adevăraților români, de abrul mâncării tradiționale, de mirosul cozonacilor și a plăcintelor bunicii. Suntem fericiți aici! Și ne dorim ca povestea acestor meleaguri să fie dusă mai departe. Îi dorim României noastre ani mulți și copii, nepoți, care să îi ducă istoria mai departe, să o trăiască așa ca noi, în cinste, iubire, dedicare. Se spune că atunci când te naști, primești necondiționat tot ce ai nevoie în viață. Noi am primit atât de mult! La mulți ani, România! La mulți ani, România!